Bună seara, doamnelor și domnilor! E trecut de ora 7 și, ca în fiecare luni, miercuri și vineri seara, vă poftim pe Undă Verde să abordăm realitățile prin prisma activiștilor verzi, a membrilor și simpatizanților Partidului Verde din România. Sunt Oleg Brega, un fel de moderator în această emisiune și eu, de vreo 3 luni, membru al Partidului Verde, pentru că aici mă simt bine. Mai ales mă mândresc să vorbesc despre asta azi, de Ziua Internațională a Mediului, care zi de data asta e dedicată biodiversității. Și cu această ocazie am onoarea să vă prezint invitații. Colegii ai mei, ai noștri de la Brașov, domnul Lucian Dragomir, care are o prezentare specială, dacă vreau să ne spună el, dacă nu o să o citesc acuși de pe internet. Și Raimond Kira Adam, care e secretar al organizației din Brașov. De asemenea, un simpatizant al nostru din Satu Mare sau Baia Mare? Din Satu Mare, Cristi Iremuș. Stimați domni, haideți să apucăm plugul de coarne sau ce apucăm în ziua asta și cum abordăm situația. S-a schimbat ceva viața la țară și în orașele din provincie după această criză sanitară? Se vor simți oamenii mai îndreptățiți și mai motivați să meargă în sat, să se ocupe de pământul pe care l-au moștenit poate de la bunici sau de la părinți? Ori continuă urbanizarea și, la fel ca mulți dintre noi, o să plecăm din sate spre orașe? Cine poate veni cu o previziune? Păi, aș propune să-și facă introducerea mai întâi domnul Lucian Dragomir, colegul nostru. Așa, pe care ziceam că o să-l prezint, dacă nu se prezintă el, la fel cum a făcut un chat-ul nostru de grup înainte de a intra în emisiune. A zis că sunt țăran responsabil. Singurul legumicultor certificat ecologic din județul Brașov, printre primii din țară, ca cronologie, promotor al microfermei de familie, prima fermă care a militat pentru un produs local, încă din 2013, deci s-a de atunci. Deci pentru dumneavoastră nu se pune problema, ați făcut o alegere individuală și de familie. Din păcate nu prea vă aud. Ciudat, oare de ce? Acum am auzit mai bine? Da. Fain. Erau întreruperi și acum sunt... Nu știu, sunteți la mansardă probabil și ajunge semnalul mai slab acolo. Deci sunteți la țară și aveți un microfier și vă lăudați. Ca să n-am probleme. Da, vă rog. Da. Da. Păi, în primul rând... Aș începe cu începutul, adică în 2013, când am înființat ca și societate această microfermă, pentru că mi se pare halucinant ceea ce se întâmplă în domeniul agricol în România. Știm cu toții că se cultivă pe 50-100 de hectare cereale pe certificat de producător. Eu, înainte să încep producția legumicolă, mi-am făcut întâi SRL-ul. Pentru că așa e normal să fie. Acum trăim cu durere în suflet. Așteptăm nou exercițiu financiar care, de la Uniunea Europeană, care are ca și centru de strategie microferma de familie. Microfermă de familie care la noi nu e legiferată din păcate, nu avem recunoașterea legislativă a acestei microferme. La noi sunt fermele mari și fermele de subzistență. Într-un total de 1.200.000 de ferme înregistrate la APIA, 200.000 sunt ferme mari de peste 50 de hectare și 1.000.000 sunt ferme de subzistență, care nu sunt corect definite. De fapt, acest milion de ferme reprezintă coloana vertebrală a producerii de agrofood în România.
Deci statutul dumneavoastră e microfermă, dar ziceți că nu e prevăzut de lege sau e foarte neclar definit. E nu e definit deloc. Eu am ales din proprie inițiativă că puteam să merg pe certificat de producător, să vând fără să mă întrebe nimeni nimic. Dar am ales să fac fermă, să fiecare fir de ceapă care iese din fermă să fie fiscalizat. Dacă e la persoane fizice, e bon fiscal, dacă e la persoane juridice, factură. Ceea ce așa ar fi normal să fie întreaga agricultură românească. Dar, din păcate, v-am spus, încă există în vestul României, sunt ferme de 50-100 de hectare care fac cereale pe acest certificat de producător, care nu generează impozit asta, și așa mai departe. Asta înseamnă evaziune fiscală, da? Aceste certificate le dă primărie. N-am vrut să-i zic eu așa, da, aia e. E foarte clar. Și se pierde toată plusvaloarea care ar trebui să rămână în țară. Pentru că știm că acele cereale pleacă afară și așa mai departe. Noi nu ne alegem decât cu deteriorarea solului, pentru că aceste ferme sunt cultivate în sistem de monocultură, iar în câțiva ani, în 10 ani, dacă se cultivă aceeași monocultura aia, înseamnă cultivarea aceeași legume sau grâu sau porumb pe aceeași suprafață an de an. Și în 10 ani pământul ăla ajunge să aibă valoarea unui nisip de construcție. Nu mai are nicio valoare pentru agricultură. Dar fermierii ăștia nu pot să arendeze pământuri, să le folosească pe rând pentru aceeași cultură, ci folosesc numai pământurile lor? Păi nu, sunt contracte de arendă pe 20, 30, 50 de ani. Plus că în vestul Europei, nu știu dacă știți, în vestul României aproape 80% din suprafața agricolă nu mai e deținută de români. S-au vândut terenurile către foarte mult către italieni, ei le exploatează până ajunge nisip și după aia la revedere. Păi nu există obligații în fața legii pentru întreținerea pământului. Eu auzisem de alt procent, de 40%, dar dumneavoastră ne speriați cu 80%, adică tot pământul agricol, nu, în vestul terenul agricol României e deja... Asta este procentul real. Exact. În vestul României asta este procentul. Am înțeles. Deci din păcate. Nu e un procent pentru toată România. Domnule Adam, sunt... sarcini în fața partidului nostru să venim cu proiecte de legi pentru a schimba situația, dacă mai poate fi schimbată în privința înstrăinării pământurilor agricole. Da, în primă fază, ca să venim cu proiecte de legi, trebuie să... Să ajungem la putere, să avem acces în Parlament, de acord. În Parlamentul României, că altfel ca și inițiatori, nu vom putea fi. Văd acum pe internet că există o lege a vânzării terenurilor agricole pe 2020, un proiect de lege, da, care va reglementa vânzarea, da, acum discută. Să vedem dacă acel proiect de lege va trece de cele două camere și va fi promulgat de președinte. Referitor la ce spunea colegul Lucian Dragomir, pe care îl stimez, îl cunosc de mult și dumnealui m-a contactat și, să zicem așa, am racolat alături de noi. Acești microfermieri au o mare șansă dacă s-ar configura, dacă s-ar asocia într-o formă sau alta juridică, cum are dumnealui un SRL, sau chiar o persoană care nu are personalitate juridică, întreprindere individuală, întreprindere familială, PFA. Mai mult decât atât, oamenii ăștia ar trebui să se asocieze în asociații de producători sau în cooperative, de organizare sub cooperativă, punând un fel de sindicat teruri, al lor, nu? Da, da, da. Punând în asociere forța comună, da? Mai multe terenuri la un loc, utilaje, să acceseze fonduri, să le... Da, uite, Raimond, de 3 luni mă chinui să fac o cooperativă. Birocrația este incredibilă în
în domeniu. Eu n-am crezut că 3 luni poate să dureze să dovedește actele de înființare a unei cooperative. Și în condițiile în care mă ajută 2 avocați de la o agenție care a câștigat un proiect mare european, exact pe tema asta, să ajute înființarea acestor cooperative și grupuri de producători. Dar... Deci cu 2 avocați de la București nu reușim să dovedim toate actele care trebuie să le facem. Dar este vorba de birocratie sau nu, de lacune legislative? Mie, dacă mi-ar mai zice cineva să încep, de proceduri, sunt niște proceduri, adică jumate din acte trebuie să le faci, să le faci în fața unui avocat, jumate la notar. După ce ajungi la Registrul Comerțului, spune nu, păi îți mai trebuie declarație de beneficiar real, declarații peste declarații făcute la notari. Am ajuns să cheltuim peste 1000 de lei pentru aceste declarații, ori că au fost în fața avocatului, ori în fața notarului. Mi se pare halucinant. Lucruri care sunt evidențiate în statut, statut care e depus la tribunal întâi. Nu știu de ce mai trebuie să faci o declarație la avocat și încă una la notar care spun aceleași lucruri, care sunt în statut, care statutul e adoptat de către la tribunal. Eu asta nu pot să înțeleg de ce mai este nevoie să cheltui și acești bani la notar și la avocat. Dar trecând peste asta, singura opțiune a microfermelor e asocierea în cooperative sau în grupuri de producători. Indiferent de aceste lacune legislative care sunt. Ca să-l implicăm în discuție și pe colegul nostru de la Granița de Vest, Cristi Irimuș, cum e treaba la Satu Mare, care e atmosfera, oamenii rămân în localitate, merg la țară sau pleacă din țară? Da, bună seara tuturor celor care ne vizualizează. Mulțumesc pentru invitație. Pentru cine nu mă cunoaște, mă prezint, sunt Cristi Irimuș, un voluntar din orașul Tășnat, județul Satu Mare. În legătură cu pandemia, pandemia ne-a afectat pe toți într-o mai mică sau mai mare parte. Noi ne-am trezit la Tășnat că e nevoie mare să ajutăm țăranul român. Noi ne-am reamintit la Tășnat că România a fost puternică când s-a putea puternic. Așa că prin intermediul Facebook-ului am inițiat mai multe grupuri, gen producători tășnădeni, producători sătmăreni, unde în momentul de față, să zicem, nu-i chiar legal, dar între, unde putem cumpăra produse bio de la țăran și ne luptăm pentru acoperirea piețelor săptămânale pe care le avem, unde să creăm niște condiții umane pentru țăranul care vine să-și vândă cartoful, adică vara să nu-l bată soarele, iarna zăpada. Vrem să acoperim aceste mici piețe și să avem o temperatură constantă între 21 și 22 de grade, ca totul să decurgă cât mai profesionist, că noi așa suntem în Uniunea Europeană din anul 2007. E la noi încă țâuie porcul lângă sacul de cartofi, deci nu mi se pare ceva normal. La Tășnad, dacă nu ați auzit cumva de orașul Tășnad, avem o stațiune turistică cu apă termală bogată în minerale. Vă invit să o vizitați, sunt sigur că o să vă întoarceți cu mare drag. Prețul, calitatea apei în balanță cu prețul care îl avem, e unul excepțional din punctul meu de vedere. La Tășnad avem o astfel de piață.
Niște colegi mai ieri de la Sibiu se lăudau că au piscină și un astfel de centru de agrement în apa căruia poți să te speli fără frică de a lua COVID. Adică acolo virusul nu rezistă. La dumneavoastră se spune despre așa ceva sau nu e chiar atât de mineralizată apa încât să se dezinfecteze? Momentan strandul termal este închis. Apa vine direct din pământ, e nefiltrată, are o temperatură de 78-80 de grade, nu știu dacă rezistă virusul. Totuși nu cred că rezistă nici omul în 78 de grade. La normal, ea după ce iese din țeavă, o să rămână undeva la un 45-50 către 60 probabil, dar cu siguranță nu e apa pentru a face exerciții sportive sau în not, e de relaxare, e foarte bun pentru reumatism sau astfel de boli, cât și pentru relaxarea mușchilor. Eu am jucat 20 de ani fotbal la echipa din oraș și după fiecare antrenament mergeam la revenire să facem o baie termală și o saună, de ce nu? Observ pe hartă că nu aveți orașe mari în apropiere, deci probabil oamenii fac cumpărături de la dumneavoastră, din magazinele care sunt sau din piața agricolă, nu? Deci producătorii agricoli au direct acces la cumpărătorii lor, nu au concurența lanțurilor mari de magazine care sufocă orașele mai mari. Avem, din păcate sau din fericire, nu știu cum să zic, avem un hipermarket, dintr-un lanț de magazine mare și unul mai micuț dintr-un lanț de magazine locale, dar noi ne zbatem mult pentru a ridica țăranul, cum v-am spus, țăranul român. Eu de exemplu locuiesc în Anglia și de fiecare dată mi-aduc un vin de la țăranul român, o pălincuță, îi zicem noi, o slănină, un cărnaț, o brânză de oaie, pe bune. Nu cumpăr lucrurile astea dintr-un hipermarket. Până la criza asta funcționa și mic transport de colete între România și Marea Britanie. Știu că moldovenii mănâncă și scrumbie și tot ce vrei de acolo din Moldova. În Italia, în Spania, oricât de departe ei iau transport regulat. Aveau până la criza asta, că acum aproape nimic nu mai circulă. Nici sicriile cu morții pe care i-a prins Occidentul sau... Da, pot să vă dau și un exemplu concret pe chestia asta. Dacă o să verificați pagina de Facebook Magazin Românesc Tășnădeanu, în urmă cu 2 ani am avut un magazin, timp de 2 ani, pe care l-am vândut între timp, în care aduceam prin colete, aduceam aceste produse mai sus enumerate, și prindeau foarte bine. Românului îi place să mănânce sănătos, chiar dacă dă un ban, românul preferă să stea în față, majoritatea, că altfel nu puteam să fac import de astfel de produse. Deci sunt căi pentru... E de discutat cât de sănătos mănâncă românul dacă mănâncă de la el de acasă, pentru că știm că sunt foarte poluate de mult timp și solurile și apele, în consecință și aerul nostru. Eu vorbesc aici de nana care își cultivă în propria ei grădină și de domnul la care îi se strică cartofii pe cap. Noi am venit în ajutorul acestor oameni încercând să-i sprijinim și mare atenție, chiar dacă un kilogram de cartof, de exemplu, era 80 de bani sau cât o fi prețul, plăteam un preț de 1 liră pentru a-l încuraja să continue. Mulțumesc! Îl salutăm și pe Gabriel Ursescu, cel care ne-a organizat această discuție. Revenim acum la colegii noștri de la Brașov și îl întreb pe domnul Lucian Dragomir dacă dânsul e în oraș sau în suburbiile orașului și în ce fel are acces la piață.
Păi, în primul rând, de anul trecut și în Brașov s-a înființat o piață locală pentru producători locali, chiar în centrul Brașovului. Eu, de la bun început, am pornit pe vânzări online și colaborări cu Horeca, dar cu Horeca m-a cam chinuit în primăvara asta. Acum au dat drumul la terase, poate intrăm pe o normalitate. De asemenea, pe perioada aceasta de COVID, împreună cu colegii mei din cooperativă și alți producători din Brașov, din eventuala cooperativă, nu? Autoritățile locale, adică nu, că e gata. Doar că nu e recunoscută de stat, nu? Împreună cu autoritățile locale, cu Agenția Metropolitană Brașov, demarăm un proiect care se va chema Foodbox, în care adunăm 20 de producători, mici producători din județul Brașov și formăm o cutie cu absolut de toate, lapte, ouă, legume, cafea și ce mai dă găina, pe care o vom livra cetățenilor din Brașov care vor dori să facă parte din acest frumos proiect. Va funcționa pe bază de abonament. Am făcut și un studiu de piață în care am cerut părerea consumatorilor din Brașov ce și-ar dori să ce anume produse și-ar dori să regăsească în această cutie. Avem tot proiectul va fi sub supravegherea DSVSA Brașov și ca normative sanitar-veterinare, pentru că fiecare produs trebuie să-și demonstreze trasabilitatea și de asemenea și pentru regulile COVID, că știm cu toții că acum, în afara regulilor de bază sanitar-veterinară, intervin și acestea COVID. Mască la cei care culeg, mască la cei care împachetează mănuși și așa mai departe. Pentru că, până la urmă, cred că masca și mănușile în domeniul alimentar cred că vor deveni indispensabile de acum încolo, indiferent că culegi leguma din pământ sau ambalezi în vid o bucată de brânză. Față de alte orașe ne-am mișcat greu, noi, Brașovul și ca județ. Sunt proiecte care funcționează cu succes în alte județe, Mureș, Sibiu, Cluj, Iași, dar au început lucrurile să se miște și în Brașov. Parcă în Brașov gena aceasta când povestești despre cooperativă cuiva, urlă gena aia care a fost sechestrată în comunism cu CAP-ul și așa mai departe. Toți fug ca dracu de tămâie când le spui de cooperativă. Dar încet, încet văd că lumea începe să se dezghețe și să își dea seama că e unica șansă pentru a răzbi. Vă dau un exemplu. De vreo 2 ani am tot avut atonări din partea unui lanț de magazine, nu spun care, ei dorind să ia legume de la mine, legume certificate ecologic. Ei îmi cer mie să ambalez, pentru că la produsele agricole ecologice trebuie să existe în magazin două fluxuri, unul pe convențional, unul pe bio. Ei, nevrând să investească, cum fac în țara de origine, de unde e supermarket, unde au două fluxuri, au zis că simplu dăm pe producătorii ecologici din România să-și cumpere mașină de țiplat cu atmosferă controlată. O asemenea mașină, cea mai necăjită, pleacă de la 20.000 de euro, una performantă e 50.000 de euro. Pentru producția mea, în cât timp aș putea să amortizez această investiție? Niciodată. Și dacă ambalez de pe vreo 3 județe legume ecologice, nu o să justifice această investiție uriașă. Și atunci i-am spus buyerului de pe legume ecologice, zicând, o să respectați fermierii români așa cum îi respectați pe
fermierii din țara de unde sunteți, adică Franța, că acolo se poate. Toate magazinele au două fluxuri. Și când îmi dai voie să vin cu legumele în cutia de banane, atunci să mă suni. Bineînțeles că nu o să mă sune niciodată în viața asta. Și atunci, pentru a putea să îmi vând produsele, trebuie să fiu foarte aproape de locuitorii județului meu. De aia eu merg pe ideea de produs local. Nu mă interesează să depășesc granițele județului. Nici nu am capacitatea de producție și nici n-aș vrea. Gabi, noi suntem amândoi consumatori de produse agricole. Chiar azi am fost la magazin și m-am întrebat care e diferența între produs ecologic și produsul celălalt, care nu cumva e neecologic, e dăunător, e periculos. Tu cum le alegi? Cumperi din cele ecologice? Că îmi pare că sunt doar mai scumpe. Da, servus tuturor, mă bucur că vă văd. Nu, sunt diferențele majore. Uite, Uniunea Europeană tocmai a dat... Am vrut să-l auzim și pe Gabi. Da. Pe scurt, îmi cer scuze că am venit mai târziu, am avut o pană de mașină și cred că următorul obiectiv este să-mi cumpăr o mașină electrică ca să nu mai miroase mâinile a diesel. Așa că o să fie și aerul mai curat și nu o să avem probleme de funcționalitate. V-am chemat aici în emisiune și mă bucur că sunteți oameni care vă plac hrana, vă place hrana sănătoasă, antreprenoriatul ecologic și ideea m-a pornit de la Cristi văzându-l în live-uri și Cristi are așa o formă foarte carismatică și ardelenească de a prezenta una alta, dar nu știam că are și magazin, deci a fost o surpriză plăcută, chiar nu știam și chiar mă bucur. Am înțeles că a avut. Felicit. S-au avut. Am vândut magazinul unui turc, dar am lăsat ușa întrecrăpată pentru că momentan am luat prea mult din timp. Și da. Exact. Ai păstrat acolo un cui al lui Pepele, da? Deci eu am rămas colaborator cu respectivul turc și chiar îi duc produse românești. Foarte bine, bravo. Eu știu că este la Brașov, chiar este un domn care se ocupă de mol țărănesc. Colaborați cu el, domnul de la Brașov. Nu, și vă și spun de ce, pentru că el... Ideea lui principală e de haiducie, ca să zic așa. Adică pentru el producătorul nu trebuie să aibă firmă, nu trebuie să dea niciun ban la stat, ceea ce nu este corect, pentru că inducând ideea asta unui mic producător, el neavând firmă, n-o să aibă niciodată subvenții, n-o să beneficieze niciodată de proiecte europene. Deci va rămâne tot de veșnic la carul cu boi și plugul de lemn. Ceea ce nu e normal, pentru că noi ca și țară avem absorție la fondurile europene pe agricultură undeva la între 30 și 50% în cazurile fericite. Ceea ce e absurd. Dacă am fi mai bine organizați, dacă noțiunea de microfermă, de familie ar fi definită de lege și micii producători ar înțelege să devină o entitate fiscală, SRL, II, și așa mai departe, Raimond poate să ne spună toate formele care te pot atesta ca entitate fiscală, atunci ai beneficiat de subvenții, ai beneficiat de proiecte europene, ai beneficiat de asociații, de cooperări și așa mai departe. Și atunci, clar, ai lucrând, tehnologizându-ți sperma, că indiferent că e vegetală, că e mixtă, că produci lactate și așa mai departe, tehnologia nu poate decât să-ți creeze un boom, o producție ridicată și atunci tu cu siguranță te vei dezvolta. Și dacă acești mici producători se vor dezvolta, fiecare român va avea de câștigat. Pentru că e clar, nu se compară un produs agrofood produs de o microfermă, de o familie, cu ceva produs la scară industrială. Cred că cu asta suntem toți de acord. Și atunci de aia, de mult țărănesc, nu
există, n-am cum să am colaborare cu ei, pentru că sunt plecați pe o idee greșită. Nu este normal să fie așa, acești mici producători să fie ținuți în, în sistemul feudal, dar să nu se dezvolta doar acei care au aceste platforme, Moldțelănești și mai știu eu ce. Poate este părerea dumneavoastră, mă înțelegeți? Da, categoric, deci, nici nu pretinde că ăsta e adevărul. Da, dacă vreți, dacă vreți, mie unul mi-a plăcut ideea, fiindcă eu ca și consumator pot să iau, dau un exemplu, un produs de la Cristi din Tășnat sau de la Galați sau de la Brașov printr-o asemenea platformă online și pe mine acum egoist, făcând un exercițiu de egoist, zic, mă, vine produsul de acolo, îmi place, eu știu că este atestat, oamenii ăștia, am încredere în, în ei, sunt organizați și vine produsul acasă, mă înțelegeți? Nu, Gabi, platforma aia spunea că acționează în rază de 50-60 de kilometri, adică în proximitate, nu ți-l aduce de la Galați sau de la satul mare, că atunci, deci, crește și prețul, n-ai obținut nimic. Probabil acum este în această fază, fiindcă eu n-am de unde să știu, poate ei s-au, acum află o chestie nouă, ei s-au gândit doar local, acolo în județul Brașov, urmând ca pe treptat să crească. Oricum, da, eu deseori aud... Ideea e că pe această... Aud deseori producătorii, fermierii se plâng că marfa lor costă prea puțin și se miră că litru de lapte, de exemplu, e cât litru de bere sau cât litru de motorină, când ei fac eforturi mult mai mari. Dar dacă lăsăm prețul lor de producție, o să iasă prețuri enorme. Agricultura va putea să ajungă într-o zi independentă, autosuficientă, sau va trebui să fie subvenționată tot timpul și prețurile tot timpul să fie mici? Care credeți că e viitorul? Poate are o părere despre asta și domnul Adam. Da, Chira Adam. Studiam acum, am un program legislativ și studiam acum online legislația care statuează în domeniu și văd aici o lege 37 din 2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole. Am încercat să găsesc în această lege microfermă, o definiție a microfermei, și nu am reușit. Am reușit însă să găsesc fermă de subzistență, semisubzistență, fermă mică. Exact, ai prostia. Exploatația agricolă având dimensiune economică între 8.000 și 12.000 SO. Deci e o verigă lipsă. Da, bun, asta, dau un exemplu. Uite, haideți să ne gândim la soluții, fiindcă până la urmă asta trebuie. Uite, sunteți trei aici, Cristi și dumneavoastră de la Brașov, și faceți o asociație sau faceți o petiție ca să introduceți acest termen de microfermă, să-i dați o definiție care să prindă formă legală și treaba s-a rezolvat. Gabi, n-a mai rămas mult până la alegeri și poate unul dintre noi ajunge în Parlament și formulează o inițiativă legislativă ca deputat sau senator. Cred că ar fi mai real decât să faci o petiție și cui să o adresezi? Restora care sunt febră electorală acum? Da, sau neelectorală. Febra neelectorală, de fapt. COVID-ul. Exact, exact. Deci am făcut petiție înainte de prima ordonanță. Am depus-o singur, normal că n-a avut niciun efect. Iar acum, alături de câteva ONG-uri din țară și mai multe cooperative, am trimis către domnul Oros diferite memorii legate de acest lucru. Pentru că de anul viitor, nou exercițiu financiar, microferma de familie va deveni centru importanței în agricultura Uniunii Europene. Nu se poate. Noi suntem singura țară care nu avem definit această microfermă. Este ireal. Ok. Ca norocul cu Uniunea Europeană că face lucrurile astea, altfel cu ai noștri vai și amar. Eu unul personal am experiență foarte neplăcută cu 99% dintre politicienii și europarlamentarii pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului. Cristi, dragă, mai muști din ceapa aia care ai mușcat acum vreo două săptămâni. Da, muști din aceeași ceapă, chiar le spuneam și domnilor
prezenți în live-ul acesta, că eu import și acum vin, îmi import o ceapă, îmi import un cartof. Noi atâta putem momentan, la nivel de Tășnad, ne luptăm oricum pentru condițiile țăranilor din piețele agroalimentare pe care le avem. Ne luptăm să facem agroturism în zonă unde o să faci un off-road călare sau pe ATV cu clienții strandului, cu turiștii, unde o să ne oprim în pădure la Nana Iliana și o să mâncăm o slănină cu ceapă, la Baciu Gheorghe o să ne oprim să bem un pahar de vin și încet, încet, de jos în sus, încercăm să ajutăm cu cât putem. Nu sunt de acord neapărat cu ce ați zis mai devreme cu Uniunea Europeană, pentru că nu sunt de acord cu importul din Polonia, nu sunt de acord cu importul din Germania. Absolut. Și cred că de la stat s-a omorât țăranul, de la stat trebuie să se învie și trebuie subvenționați până când îi ridicăm în picioare, pentru că adevărul îi căzuți în fund și trebuie să îi subvenționăm și să îi ajutăm până se ridică în picioare prin a nu-i taxa la infinit, prin așa ajuți pur și simplu. Eu îți dau exemplu cu magazinul. În 2 ore jumate mi-am putut deschide firma. Am aplicat online prin contabila mea și în 2 ani de zile cât timp l-am avut pe numele meu, că el funcționează și acum, dar e introdus într-un hipermarket al unui turc. Deci ne-am băgat colțișorul de România în hipermarketul dânsului. Pot să mă întorc să colaborez cu el oricând, dar momentan business-ul care îl fac mi-e mai profitabil și îmi oferă mai mult timp liber. Am vreme după 60 de ani să fac și magazine. Am vreme să mănânc ceapă. Cristi, dar nu da, vi s-a complicat viața după Brexit? Momentan Brexit-ul încă nu afectează. Generează nimic. Încă nu. Pe mine nu cred că o să mă afecteze în mod direct, că am aplicat pentru statutul de rezident și anul viitor pot să aplic și pentru cetățenie. Dar, după cum le-am zis și prietenilor mei englezi care mă întreabă ce o să faci, Cristi, după Brexit, eu le-am zis, eu nu mă îngrijorez de mine, că eu cu un ochi râd, cu unul plâng. Eu mă îngrijorez de tine ce o să faci, că eu am venit de la greu și știu să mă duc înapoi acasă cu niște bănuți salvați ca să-mi deschid o mini afacere din care să supraviețuiesc. Cum sună să-i spui în engleză cu accent ardelenesc? No, yes. Da, pentru că nu mai avem mult până la sfârșitul emisiunii, vreau să vă întreb și despre viața politică, despre implicare în campanie electorală. Cristi, măcar ca alegător, are de gând să se implice cumva la alegerile locale? Se pare că n-ai drept de vot. Vrei să vii acasă, vrei să faci apeluri pe internet, susțineți pe cutare, votați contra celorlalt sau nu te bagi că sunt alegeri locale și ce treabă? Gabriel știe bine povestea noastră pentru că e pe grupul Orașul Tășnad. Noi avem 9.000 de membri într-un orășel cu 15.000 de locuitori. Uh-huh. În 2016 am avut un primar PSD care era în fruntea orașului de peste 25 de ani. L-am între ghilimele executat prin Facebook și l-am schimbat pe unul PNL care imediat ce a ajuns cu saci în căruță ne-a făcut cu mâna, intrând în sistemul un politician tânăr care nu avea experiența sistemului probabil, dar am sperat că o să putem schimba.
În fine, noi am rămas cu el până la capăt, am și albit între timp. Până la sfârșit de mandat, chiar așa extins, dar poate e timpul să vă luați soarta în mâini și să concurați chiar cu el. Da, sunt mai multe variante de a mă întoarce acasă. Nu sunt încă 100% hotărât, pentru că, deși iubesc mult România și iubesc mult locul natal, îs tânăr și trebuie să-mi fac un viitor ca să nu depind de alții. Îl salutăm și pe colegul nostru Silviu Dumitru, secretar general al Partidului Verde. Văd că e din mașină, înseamnă că vrea să ne zică ceva neapărat. Pe loc. Bună seara la colegi, la toți colegii care se uită și simpatizăm. Deci vreau să intervin și eu puțin pe subiectul microfermelor, pentru că domnul Lucian, chiar am discutat despre faptul că problema microfermelor și că sunt multe, adică sunt puține în România față de fermele care au beneficiază, fermele cu suprafețe mari care beneficiază de subvenții în principal de la buget, se acordă mare atenție, foarte mare atenție acestor ferme, iar cele microfermele care constituie de fapt statul românesc și pe care ar trebui să se bazeze agricultura, ele cumva sunt neglijate. Avem în vedere și fondul care va veni de alocat României de vreo 33 de miliarde. Noi vrem ca o parte din acest fond care merge spre agricultură să fie direcționat și către microferme, adică nu numai fermele să beneficieze cum să face acum, cum să vrea acum, și aceste microferme. Și de-aia vorbim cu domnul Lucian, cumva Asociația Microfermelor, să ne dea un punct de vedere, nu știu, material pe care noi să-l prezentăm ca și din partea Partidului Verde politic. În momentul acesta nu suntem în Parlament, nu avem puterea de a formula din cazul Parlamentului, dar putem face public poziția Partidului Verde că susținem microfermele și agricultura de la, să zicem, din mediul rural. De fapt, poziția verzilor europeni și legislația lor la nivel european este de încurajare a producției la nivel local. Deci începând de la producție până și la colectare și vânzare. Colectare și vânzarea produselor. Deci cred că ăsta e viitorul. Deci sunt suprafețele mari, într-adevăr, de se face agricultura industrială, dar avem în vedere și producția locală, care nu este încurajată deloc acum și noi ca verzi vrem să facem lucrul ăsta. Da. Mai ales că președintele partidului are și el mica fermă a lui în marginea Bucureștilor și ne dă un exemplu bun cum trebuie să ținem legătura cu natura. Vreau să spun înainte că ne apropiem de final. Cristi este în diaspora și voi sunteți în țară. Cristi, am o rugăminte la tine. Fiindcă diaspora trebuie să voteze. Nu este conștient acum că poate din nou să facă revoluție. Știu că multă lume este dezamăgită de politicieni, dar totuși noi iubim democrația și cred că fiecare om, și din țară și din străinătate, trebuie să facă promoție pentru înscrierea la vot. Și aici mă refer la site-ul www.votstrănătate.ro, tocmai ca neamurile noastre, prietenii, cunoștințele noastre din diaspora și care au reședință să poată vota. Cristi, dragă, cum crezi că am putea noi schimba la următoarele alegeri ceva? Nu neapărat legat de un partid anume, dar ceva. Ce crezi că lipsește? Știm bine că diaspora îi sufletul democrației de cele mai multe ori și prin implicarea noastră de aici trezim probabil emoția și sentimentul celor de acasă, că noi așa, văzând în alegerile din 2015 cum am stat în ploaie și în vânt timp de 2-3 ore ca să votăm, am făcut
tot ce am putut, ca uite în alegerile de anul acesta să decurgă votul cât mai rapid. Ce putem face, indiferent de culoarea politică pe care o simpatizăm sau nu, să ne unim și să ridicăm România. Dacă o să vă permită jandarmeria. Am fost și în 10 august 2018 la București, nu e o problemă, sunt prieten cu jandarmi. În ce fel? Încă nu a fost pus pe rol dosarul ăla penal. Exact. Corupția ucide în adevăratul sens România. Și impunitatea, nedreptatea, da. Ar trebui să vină cineva să facă o schimbare cu adevărat, nu doar în vorbe. Deci, oameni buni, și aici în Marea Britanie, în Anglia, există corupție, ca și peste tot în lume, dar e la un nivel atât de înalt încât nu afectează nici măcar clasa medie a societății. Cam așa să vă gândiți. Cam așa, pentru mine e un model de politică care o fac. Englezii. Poate pentru că englezul de rând are respect pentru lege, pentru instituțiile statului și dacă i s-a spus să plătească impozite, le plătește, ca domnul Lucian Dragomir care a zis că pot să fac evitând fiscalitatea, dar eu ca un cetățean, ca un agricultor onest, vreau să contribui la bugetul statului, vreau să fiu corect, dar cât sunt ca el? Românii de aici? Nu ca agricultor, ci ca cetățean, că ajungem ca grecii, ca și grecii, că de-aia au dat faliment, că la ei nu plătea nimeni impozit. Toți se credeau șmecheri și toți furau din același buget. Exact. Deci statul... Nu, trebuie să plătim impozite, să fim performanți ca producători, ca să plătim cât mai mulți bani, să aibă și aia de furat, dar să rămână și la buget ceva. Să n-aibă de furat nimic. Să avem cu ce plăti și DNA-ul. Da. Am înțeles că de furat se fură în toate țările. Am înțeles că în termeni politici cuvântul furat nu există, există doar își ia procentul din... Da, sau, nu, sau schimbă proprietarul. Da. Transfer bancar. Da, statul a trebuit să vină în ajutorul cetățeanului. În primul rând să facă electronic toată chestia. V-am dat exemplu cu magazinul meu românesc, exemplu concret, și vreau să vă spun că timp de 2 ani de zile, cât l-am avut, am avut un singur control ca să mă întrebe cum sunt, dacă am nevoie de ajutor. De aici începem, nu cu JAPCA, cu ANAF și cu toate instituțiile astea parazite care nu au niciun alt scop decât să distrugă și să facă micul gospodar care își deschide un magazin alimentar ca și al meu să sufere, să vină prin controle, să-l aibă la mână, să-l facă să facă cumva treburi negre ca să îl poată controla exact cum vor. Aici e o problemă de mentalitate și parcă politicienii români parcă îmi dau așa un gust amar. Zici că nu suntem în Europa din 2007. Tot asta îmi spun. Pentru că nimic nu s-a schimbat. Sunt prea puțin politicienii corecți care vor, într-adevăr, și iubesc România, dar ăștia nu-s lăsați în față din cauza dinozaurilor care și-au împânzit acolo tot. Ce trebuie făcut ca statul să devină mai eficient și mai util cetățeanului, domnule Chira? Transparență? Da, transparență, predictibilitate legislativă, fiscală în principal, adică orice persoană fizică care dorește să-și facă o formă de organizare, că este personalitate juridică, cu personalitate juridică în sensul legii 31/90 a societăților sau în sensul OUG 44/2008 a desfășurării activităților de către asociații familiale, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane fizice autorizate. Deci trebuie să existe în primul rând o predictibilitate legislativă, în special cea fiscală,
Pentru că în lipsa acesteia un om nu are curajul să facă investiții de anvergură și în afară de asta că pasăm numai responsabilitatea statului. Oamenii ăștia ar trebui să fie consiliați. Eu vă dau un exemplu la Codlea. În calitatea mea de consilier juridic și economist, consiliez și, printre multe firme pe care le consiliez și o asociație de crescători de animale. Și i-am îndrumat, i-am ajutat să obțină la licitații terenuri în închiriere, le-am făcut documentații în trecut, tot în trecut le-am depus documentații la APIA și i-am îndemnat să cheltuiască banii cu predilecție în sensul dezvoltării, extinderilor. Studiind acum pe internet și pe programul legislativ de care dispun, am identificat și o lege 321 din 2009 privind comercializarea produselor alimentare, lege care a fost modificată acum de curând, în 16 mai, da? Deci mai puțin de o lună. Aici sunt niște condiții care ar putea să favorizeze un comerciant, indiferent că este un producător sau un producător agricol sau are o mică industrie. Spre exemplu, o industrie de sucuri naturale, de fructe sau ceva. Dar oamenii ăștia, ca să răzbească la noi în țară, trebuie în primul rând să se asocieze, cum a zis și colegul Lucian Dragomir, trebuie să aibă un pic de curaj, trebuie să aibă o minimă consiliere, pentru că există această lege și știți de sigur că se vorbește de aprovizionarea supermarketurilor cu produse românești, da? În proporție de 51% obligativitate pentru acele supermarketuri. Dacă ne punem în postura celor supermarketuri, ele și dacă și-ar dori, nu pot. Pentru că, spre exemplu, un supermarket gen Carrefour o să zică, bine, bine, eu vreau cartofi. Și vine un microfermier, dacă există acel microfermier, și zice, bine, eu am 20 de tone de cartofi și vreau să le comercializez la tine. Și acel supermarket o să-i spună, păi da, dar 20 de tone eu le vând într-o zi. Mâine, cu cine contractez? De aia trebuie să se facă depozite regionale, să se asocieze, să aibă utilaje, să beneficieze subvenții de la APIA, de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Asta e șansa noastră. Da, da, subscriu cu ideea dumneavoastră și noi chiar avem în plan, după alegeri, astfel de depozite rurale unde să vină tăranul român și să își dea produsele la un preț cât de cât echitabil ca să fie ok pentru toată lumea. Cred că asta e soluția și noi asta o să facem la Satu Mare. General valabil la noi în țară s-a statuat faptul că în piețele agroalimentare au acces doar persoanele care antecontractează sau să zic așa rezervă tarabele. Ori micii producători agricoli care vin cu câteva produse nu pot să comercializeze acele produse de calitate și la prețul corect pentru ei, da? La prețul corect și pentru ei, dar și pentru cumpărători, pentru că s-a pus un monopol pe acele tarabe. Și acest lucru nu ajută deloc să se extindă un mic fermier, pentru că, spre exemplu, el dacă produce un kilogram de roșii acum, când este sezonul, și și-ar dori să-l vândă cu 2 lei, un astfel de angrosit care este la tarabă și nu face nimic altceva decât să intermedieze, o să spună, nu-ți dau 2 lei pe el, îți dau 1 leu, dacă mi-l dai bine, dacă nu, n-ai decât să faci ce vrei cu ele. Și atunci acel fermier este nevoit să-l dea, spre exemplu, cu 1 leu, poate nu și încasează nici cheltuielile pentru realizarea producției și acel comerciant, așa zis, afacerist, vinde acele roșii de calitate cu 5 lei. Motiv pentru care, odată, pierde microfermierul, să zic așa, și a doua oară pierde cumpărătorul de bună credință care și-ar dori să cumpere astfel de produse, însă nu are posibilitatea să le cumpere direct de la țăran, doar dacă se urcă mașină și pleacă undeva în localitatea aia, limitrofă de locul de domiciliu, la sat, undeva la țară. Deci există un blocaj în sensul ăsta. La final aș vrea să vă provoc, trăind local, să gândim și global, să ne amintim de semnificația zilei de azi, că din 72, deci de aproape 50 de ani la propunerea ONU, se serbează
Ziua Internațională a Mediului Înconjurător și tematica anului ăstuia e biodiversitatea. Iată, în 50 de ani de când ne arătăm îngrijorarea pentru starea mediului, nu e așa că n-am făcut mare lucru și din contra a continuat să degradeze? Deci ar trebui poate făcut altceva mai mult, nu știu, vorbit la școală, la grădiniță, vorbit mai des decât o dată pe an. Ce credeți că ar trebui să facem noi, ca cetățeni, ca politicieni, ca internauți? Da, vă rog. Da, mi-aș permite să intervin tot eu, în sensul că în perioada asta cât am suferit cu toții în starea de urgență și ulterior în starea de alertă, eu am studiat cam tot ce ieșea din punct de vedere legislativ de pe băncile, să zic așa, guvernului, că... dar am studiat și ce ieșea de pe băncile Parlamentului sau, mă rog, ce s-a promulgat ca și lege, și am identificat o lege care mi-a sărit în ochi chiar de la primul articol. Nu știu dacă ați discutat despre legea asta 57/2020 privind gospodărirea durabilă a pădurilor României. Ați avut o discuție zilele trecute într-o emisiune? Nu. Păi vă citesc eu articolul 1. Deci legea asta a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial de mai puțin de o lună, 15 mai 2020, da? Și la articolul 1, atenție, se interzice exportul de buștean cu sau fără coajă sau lemn rotund pentru o perioadă de 10 ani în spațiul extracomunitar, începând cu data de 1 ianuarie 2021. Dar ați extracomunitar ce înseamnă? Că Ucraina, Rusia au pădurile lor, n-au nevoie. Noi duceam tocmai în comunitate pădurile. Era vorba de țările arabe. Da. Noi am vorbit destul de mult despre partea cu pădurile și pentru mine personal acest guvern pe partea asta de mediu de păduri este un dezastru și nu vreau să mai intru în detalii fiindcă mai stăm încă 2 ore, fiindcă tema de a emisiunii este oarecum alta. Și apropo, dacă tot este ziua biodiversității și a mediului, vreau să spun că noi suntem singurul partid politic partener al inițiativei civice europene privind salvarea albinelor și a fermierilor, și dacă nu luați această informație de pe site-ul partidului www.partidulverde.ro, căutați, dați acolo Google, salvați albinele și fermierii, sau pe engleză Save Bees and Farmers, și va veni acea petiție pe care dumneavoastră o puteți semna inclusiv online, astfel încât să facem cota de țară, indiferent că sunteți în România, în Spania, în UK, și așa mai departe, puteți să vă implicați, indiferent că sunteți simpatizanți, că sunteți persoane ca și Cristi, ca și dumneavoastră, domnilor de la Brașov, toată lumea poate să facă acest lucru și împreună putem să facem o cauză să meargă mai departe. Eu cam atât am vrut să vă spun și vă mulțumesc frumos pentru participare. Nu te grăbi, poate are și Cristi, poate are și domnul Dragomir părere. Da, păi eu aștept numai dacă nu sună copiii, fiindcă... E în regulă, ne-am obișnuit și cu copiii, da. Fac parte exact, din biodiversitate. Exact. Cred că știm cu toții că săptămâna asta s-au votat în Parlamentul European condițiile noului Green Deal, care va intra de la 1 ianuarie, în care Uniunea Europeană cere reducerea cu peste 50% din pesticide, iar dacă pentru cei care produc agrofood, obligativitatea ca 25% din producție să fie ecologic. Nu cred că se va întâmpla în România chestia asta. Și revin la un lucru, pentru a putea salva biodiversitatea și a trăi într-un mediu mai sănătos, în primul rând, cred că un sistem legislativ bine definit în acest sens, care lipsește cu desăvârșire în România, niște reguli și regulamente în acest sens, de la industrie până la noxele emise de mașini. Noxe pentru care o să plătim acum și amenzi la Uniunea Europeană, mai ales în capitală exact, și în mari orașe. Nu numai, uite-te ce e în Brașov, că în Brașov e
pe noi ne și dezavantajează clima în orașul Brașov, care e într-o căldare, toate noxele se depun, pentru că nu au cum să se ridice, să plece din căldarea Brașovului. Aud că și la mijloc, între București... Se va interzice circulația, cred că nu o să se întâmple nimic. La Ploiești aud că e la fel dezastru ecologic. Se ard deșeuri, se fac activități chimice. Oare îți conform Uniunii Europene? Cum e? Oare îți conform că nu? Uniunii Europene acestea arde de deșeuri și... Păi nu prea se încurajează arderea de deșeuri în Uniunea Europeană, se pare, nu? Eu, am studiat eu. Da. Da, spune Cristi. Și atunci noi fiind membrii a Uniunii, ce facem? Cum facem? Care despre asta vorbeam, am repetat. Suntem din 2007 în Uniune. România riscă din nou să intre în procedura de infringement. Deja este atenționată și vreau să spun că tocmai astăzi am văzut o dezbatere în care Bucureștiul, rețineți Bucureștiul, nu are, deci dintr-o primărie care are un buget de undeva la 1 miliard de euro, nu este în stare să cumpere vreo 50-100 de senzori pentru București, care nu este o, la nivelul de buget al Bucureștiului, este efectiv o picătură în ocean, nu este în stare să cumpere senzori astfel încât să măsoare calitatea aerului. Să nu mai vorbim, deci Bucureștiul luați ca și exemplu. Nu știu cum stă treaba la Brașov, nu știu cum stă treaba la Satu Mare și așa mai departe. Și dacă tot este de poluare, este bine de știut că noi verzii chiar colaborăm cu niște asociații care ne furnizează niște senzori și salut pe această cale, Airlift sau ceva de genul ăsta, nu mi-aduc aminte, aer curat. Și noi avem grijă de acest senzor și bineînțeles că aceste informații vor fi publice. Din ceea ce știu, este un astfel de senzor la Timișoara de acum 2 săptămâni și urmează să avem în Constanța și la Sibiu. Sunt lucruri care putem să le facem și noi, chiar dacă suntem cetățeni simpli, dacă suntem în asociații civice sau chiar implicați în politică, mai nou unii dintre noi. Sau dacă găsim un agent care zice, mă, domnule, uite, eu îmi permit, vreau să cumpăr un senzor și face un contract cu această asociație, îi dă instructajul și acea asociație sau acea firmă are grijă de acel senzor și poate să spună tuturor publicul, uite, domnule, la Tăjna sau la Satu Mare, la Botoșani, în zona respectivă, aerul este poluat, fiindcă nu avem un sistem de raportare. Degeaba spune Uniunea Europeană că avem aerul poluat dacă noi nu avem niște măsurători. Deci acești senzori sunt foarte, foarte importanți. Și poate de asta nici nu vrea primărie să investească în așa ceva. Am văzut că nici Ministerul Mediului în față, acolo la intrare, arată temperatura, viteza vântului, dar nu îți arată factori de poluare. Păi pentru ce mai întreține Ministerul Mediului, dar? Exact. Despre asta este vorba. Ministerul Nemediului. Sau Ministerul Poluării, ca să zic așa. Da, Ministerul Poluării. Vă rog, dacă mai are cineva concluzii, dacă nu, avem ora de când suntem în direct și am putea să închidem liniștiți. Da, eu aș vrea să spun pe final să vă mulțumesc, să-ți mulțumesc, Gabriel, pentru invitație. Cu mare drag și oricând ești binevenit. Mulțumesc. Și ca rezumat al oricăror discuții, e clar că dacă avem o politică toxică, o să avem și o biodiversitate toxică. Până când politica noastră nu își îndreaptă gândurile spre popor și spre nație, decât în alegeri, nu o să putem să creștem. Eu sunt de părere că România poate să se ridice în picioare, chiar dacă lucrez în Uniunea Europeană sau imediat nu o să mai fiu în Uniunea Europeană,
Înainte de a iubi Europa, iubesc România și cred cu tărie că România poate să renască singură, fără niciun ajutor de la Uniunea Europeană sau alți factori, din turism și agricultură. Da? Deci dacă ne-am focusat pe aceste două lucruri, am putea să ridicăm România într-un timp foarte scurt, numai că momentan politicienii noștri preferă să fure 85% și să ne dea firimiturile 15%, da? Care nu se văd, sunt plombe care dispar sau pietruiri de drumuri. Până când chestiile astea o să se întâmple, România n-are cum să se ridice în picioare, vă zic cu cea mai mare părere de rău. Partidul care o să vină și o să facă o să încerce să dezvolte lucrurile pe care le-am menționat, cu siguranță o să îmi câștige toată simpatia și încrederea. Mulțumim pentru intervenție. Silviu, văd că ești pregătit să intervii, să comentezi la final. Da, vreau să spun și eu, nu chiar concluzii, dar cum au spus colegii, situația actuală din România, față de care mulți români au plecat din țară, poate și din motive economice, dar nu numai, se întâmplă de 30 de ani încoace și este cauzată de corupție și indiferență și nerespectarea legii și în principal de atitudinea și atitudinea politicienilor și a guvernului pe care l-am avut. Cel puțin nouă ne e clar că adică să face politică în continuare cu aceleași persoane, aceleași partide care au condus de 30 de ani, nu cred că sunt șanse ca acești oameni să se schimbe, adică ne păcălim dacă credem că partidele actuale vor fi altfel decât a fost până acum. Și atunci logica spune trebuie să fie înlocuite aceste partide cu partide noi, cu oameni noi în politică, cum s-a și spus. E nevoie de o reformare a clasei politice prin înlocuire. Pentru că să nu mai ne fie clar că acești oameni, gândirea lor, nu se mai poate schimba. Ce vedem acum vorbind sunt doar, cum să spun eu, paliative, dar nu se dau soluții concrete de reformare a economiei, economiei, sănătății, toate domeniile acestea și inclusiv poluarea în care a ajuns România datorită, cum să spunem, măsurilor care nu s-au luat în această privință. Deci noi, verzii, invităm oamenii care vor să implice sau s-au săturat în politică, fiecare își va găsi locul și va putea face ce știe să facă și avem nevoie de specialiști în toate domeniile, oameni care să vină cu soluții pe care noi, Partidul Verde, le preluăm și le ducem în Parlament și le prezentăm la următoarele alegeri. Pe lângă noi, probabil, vor fi și alte partide, dar ce este important, trebuie implicare în politică, apariția de partide noi care să înlocuiască pe cele vechi. Noi credem că avem șanse anul ăsta la alegeri cu ajutorul dumneavoastră, al alegătorilor, să intrăm și să arătăm că se poate și altfel. De fapt, deviza Partidului Verde spune politica se poate face altfel. Nu trebuie să ne fie frică de politică, pentru că prin politică se pot schimba multe. Se poate schimba modul de a face economie sustenabilă și în interesul cetățenilor. Mulțumesc, stimați, da. Domnul. Și dacă mai are cineva de vorbit, da, după mine? Domnii de la Brașov să închidă. Păi ei și-au cam spus poezia. Da, păi se spună ceva de concluzii. Ca și temă de la o discuție ulterioară, acum că a intrat din nou și colegul Silviu, secretar, să avem în vedere un pic legea asta 57/2020 și în special articolul 1 pe care l-am citit mai devreme referitor la păduri, da? Că e foarte clamată această lege, dumnealor de la guvernare se bat cu pumnii în piept că o să stăvilească defrișările cu această lege, dar din înțelesul textului articolului 1 nu vom avea o astfel de situație. Deci, ca și temă de discuție ulterioară, legea 57 din 15 mai 2020. Mulțumesc. Și domnul Mulțumesc Dragomir, țăranul liber. Da, și eu o să fiu scurt. Vreau să le spun alegătorilor, dacă 30 de ani, din 4 în 4 ani, am făcut aceleași greșeli, dar de fiecare dată am așteptat
alte rezultate, dar greșelile au fost la fel, poate acum se întâmplă altceva. Că știți ce se zice când faci aceeași greșeală, dar tu aștepți să ți se întâmple altceva. Când calci pe aceeași deci greblă, ar trebui să ai cu cui în același loc, da? Da, exact. Stimați domni, mulțumesc foarte mult pentru participare. Vii prezint din nou pe oaspeții emisiunii noastre, Raimond Chira Adam și cu Lucian Dragomir de la Brașov, Silviu Dumitru, secretar general al partidului, oaspetele nostru apolitic Cristi Irimuș și co-moderator cu mine Gabriel Ursescu din Suedia. Eu sunt Oleg Brega și vă zic seară bună! Bună seară!